Bună dimineața, Gary! Se arată încă o zi aglomerată? Cred că frunza aceea e blocată aici. Mă gândesc că e ceva lipicios care o ține pe fundul coșului, Gary. Oh, creanga aia! Atenție, Gary! Te-ai putea răni și ți-ai putea strica brațul mecanic. Asta nu sună bine. Gary, cred că ți-ai stricat unul dintre brațe. Mai bine l-am chemat pe Tom. Bună dimineața, Tom. Bună, micule Tom. Gary are ceva stricăciuni la brațul mecanic. Îl puteți ajuta? Minunat! E afară, pe aleea de bowling. Să mergem! Gary, uite-l pe Tom. Te va duce la garaj și te va repara. Am ajuns! E o îndoitură mare pe brațul lui Gary, Tom. Cum o vei repara? Tom, crezi că asta va rezolva problema? Micule Tom, ce a durat atât? Tom, nu se întâmplă nimic. Cred că metalul e prea gros pentru unealta aia. Totuși a meritat o încercare. Și acum? Gary, primește un nou braț mecanic! Încearcă-l, Gary! Perfect! Exact ca nou! Tom, mulțumim că l-ai reparat pe Gary astăzi și când te gândești că toată stricăciunea asta a fost din cauza unei crengi. Dar știi cum lui Gary îi place ca totul să fie perfect curat. Ah, stai puțin! Gary, micul Tom are ceva pentru tine. Micul Tom a reușit să scoată creanga din container pentru tine. Asta ca să nu-ți mai faci griji pentru ea. E foarte drăguț din partea ta, micule Tom. La revedere tuturor! Ne vedem data viitoare!
Cineva e nerăbdător să se joace. Ia te uite la micul Hector. Dar de ce nu te joci cu prietenii tăi, micule Francis? Îl ajuți pe tatăl tău să mute aceste cutii mai întâi? Ce băiat drăguț! Bietul Francis. Micule Hector, mai bine l-ai chemat pe Tom, camionul de tractări. Cred că micul Tom ar avea nevoie de cineva cu care să se joace. Bună, Tom! A fost un accident la șantier. Ai putea veni să ajuți? Minunat! De ce nu vii și tu, micule Tom? Mai întâi să vedem dacă îl putem îmbuna cu niște bomboane mentolate. Haide, micuți prieteni, să te ducem la garajul lui Tom. Ai vrea să pui brațe noi? Are nevoie de tot mecanismul? Așa este, micule Tom. Cred că a fost o cutie foarte grea de s-a întâmplat asta. Asta este. Hai, sus! Tom? Poate ar trebui să le pui pe cele mici în schimb? Să potrivim noul mecanism, ar putea fi puțin inconfortabil. Micule Tom, îl poți distra pe micul Francis? Bună asta, micule Tom! Hai, să punem mecanismul cel nou! Se potrivește perfect! Să mergem să-i arătăm tatălui tău? Nu mai fiți îngrijorați, prieteni! E ca nou-nouț! Oh, și Francis? Tom spune că te va ajuta cu restul cutiilor, dacă vrei. Apoi copiii pot merge la joacă. Distracție plăcută, copii! Și să nu puneți la cale vreo năzdrăvănie!
Hei, Flavi, ce s-a întâmplat? Oh, pierzi combustibil. Îți aduci aminte să fi lovit ceva? Nu? Nu te îngrijora. Așteaptă aici, Flavi. Tom, camionul de tractări te poate repara cu ușurință. Hei, Tom! Tom, mă auzi? Tom! Tom! Oh, în sfârșit! Cred că ziua ta va deveni aglomerată. Flavi, platforma are nevoie de ajutorul tău. Haide să mergem! Pe aici, Tom! Tom a venit să te salveze, Flavi! E timpul să o ducem pe Flavi la garaj. Se pare că o să ai multă treabă, Tom! Trebuie să o reparăm pe Flavi repede, înainte să piardă tot combustibilul, Tom. Bună treabă, Tom! Continuă! Excelent! Tom, cred că trebuie să intri din nou în formă. Perfect! Deci, ce părere ai, Tom? Da, rezervorul lui Flavi trebuie reparat. Așa, Tom! Acolo! Acolo e gaura care trebuie acoperită. Pe acolo s-a scurs combustibilul. Și acum, ce facem, Tom? Aha, sudura pare o idee minunată! Atenție, Flavi! S-ar putea să fie puțin fierbinte. Bună treabă, Tom! Flavi, acum totul e perfect. Remorca pare veche și accidentată. Ce spui, Tom? Perfect! Să o schimbăm! Flavi, primește o remorcă nouă. Ce spui de asta? Wow! Am găsit ceva! Dar asta e mai lungă decât cea veche. Oh, nu! Cum putem repara asta, Tom? Înțeleg. Te gândești la cauciucuri noi. Ce idee bună, Tom! Ok, perfect! Acum poți să transporti chiar și încărcături mai mari. Cred că am terminat. Ce spui, Flavi? Minunat! Oh, nu! Am fi putut rata asta cu ușurință! Da, ai dreptate! Ar trebui să-i punem lui Flavi niște faruri noi. E bună asta, Tom? Ah, ok. Dar ăsta?
Bun, am găsit unul care se va potrivi perfect pentru Flavi. Încearcă, Flavi! Să vedem dacă funcționează cum trebuie. Bună treabă, Tom! Pa, Flavi! Pa, Tom! Ne vedem în curând! Salutare, Frank! Oh. Încă o zi ocupată? Baraba! Bună treabă, Frank! Ce-i zgomotul ăsta? Atenție, Frank! Ești bine, Frank? Pari puțin cam îndoit. Canapii! Ce e sunetul ăsta? Tu ești Frank? Cred că ar trebui să mergi și să-l vezi pe Tom. Bună, Tom! Frank are nevoie de ajutorul tău. Motorul lui Frank face niște zgomote îngrozitoare. Știi care ar putea fi problema, Tom? Ai găsit cauza zgomotului? Cureaua de transmisie alunecă. Și e sfâșiată complet. Asta nu sună bine. Se poate repara? E mult mai bine. Ce urmează, Tom? Grila radiatorului lui Frank lasă prea mult aer. Și vrei să-i pui protecție în plus? Și cum vei face asta? Așa vrei să lași aerul înăuntru, dar să păstrezi înghețul afară? Canapii! Bună idee, Tom! Și zgomotul acela îngrozitor a dispărut. Uh-huh.
Mulțumim, Tom! O treabă minunată! La revedere, Frank! La revedere, Tom! Ne vedem data viitoare! Tom, camionul de tractări! Bună, Pickle! Dar ce duci acolo? Par foarte grele. Oh, sunt cărămizi pentru șantier. Dar, Pickle, nu sunt prea grele pentru tine? Cauciucurile ți-au explodat. Ai nevoie de ajutorul lui Tom, camionul de tractări? Uite, lasă-mă să-l găsesc eu pentru tine. Hei, Tom, Pickle are nevoie de ajutorul tău. A încercat să ducă prea multe cărămizi, iar acum cauciucurile ei au explodat. Poți să o tractezi la garajul tău? Mulțumim, Tom! Lasă mingea, micule Tom! Vom avea nevoie de ajutorul tău! Biata, Pickle! Chiar are nevoie de ajutor! Tom, crezi că o poți trage pe Pickle împreună cu cărămizile? Cu atenție, Tom! Bună, micule Tom! Mai încearcă o dată, Tom! Rezistă, Pickle! Bună treabă, echipă! Tom, excelentă treabă! Micule Tom, poți lua cărămizile de pe Pickle? Ce vom face acum, Tom? Cauciucuri noi? Bună idee! Excelentă treabă, Tom! Bună treabă, micule Tom! Ai descărcat toate cărămizile! Oh-oh! Asta nu e prea bine! Și acum ce facem, Tom? Bună idee, Tom! Niște vopsea va rezolva problema! Micule Tom, poți găsi pensula? Acum Pickle arată ca nouă, dar cum va duce Pickle cărămizile alea grele? Ce spui, Tom? Ai o surpriză pentru Pickle? O remorcă pentru cărămizile lui Pickle? E fantastic, Tom! Wow! Stai să vadă și Pickle!
Ce părere ai, Pickle? Îți place piramida ta? Acum Pickle își poate duce cărămizile în siguranță, mulțumită acestei noi remorci. Bună treabă, Tom și micule Tom. Tom, camionul de tractări. Salut, Tom! Salut, micule Tom! E o zi minunată să... faci yoga. Toată lumea are nevoie de liniște din când în când. Salut, Katie și Jerry! E o zi minunată pentru picnic astăzi. Ce e racheta asta? Tyler, dar de unde vine? Pari foarte mândru de tine, Tyler. Ce faci aici? Vrei să te întreci cu Jerry? Nu e o idee prea bună, Tyler. Jerry e o mașină de curse. Bine, Jerry te va lăsa să te întreci cu el, însă doar din capătul străzii și până aici. Pe locuri? Fiți gata? Start! Jerry e înainte! Se pare că Jerry îl va lăsa pe Tyler să câștige. Atenție, Tyler! Ești ok, Tyler? Stai așa! Îl chemăm pe Tom, camionul de tractări, în ajutor. Scuze că te întrerup, Tom, dar Tyler a avut un mic accident lângă parc. Poți ajuta? Tom a venit să ajute, Tyler. Nu te îngrijora. Tom te va repara, Tyler. Să mergem. Am ajuns. De unde vei începe, Tom? O rangă ca să dăm jos bara și capota. Bineînțeles! Un piston ca să dăm jos totul de pe parbriz. Acum Tyler e gata pentru noul parbriz, pentru bară și capot. Wow! E minunat, Tom! Îți place, Tyler? Doar pentru că arăți ca o mașină de curse, asta nu înseamnă că poți merge la fel de repede ca una de curse. Asta este, Tyler. Oglinzi nou-nouțe. Ce spui, Tom? Wow! Un spoiler care te va ajuta să te miști mai repede, Tyler. Dar îți poți provoca prietenii la cursă doar pe pistă, ok? Asta este, Tyler. Arăți ca nou.
Mulțumim, Tom! La revedere, prieteni! Ne vedem data viitoare!